Vă salut pe toți cei care sunteți deja membri ai acestui canal. Vă spun bun venit și celor care vă găsiți pentru prima dată pe acest canal. În ocazia de astăzi aș vrea să discutăm un pic despre boala de reflux gastroesofagian. Da, probabil mulți dintre voi o să vă întrebați ce treabă are boala de reflux gastroesofagian și cu pneumologia sau cu bolile respiratorii. Vă vine să credeți sau nu, legătura dintre cele două afecțiuni este una extrem de importantă și foarte mulți pacienți cu boală de reflux gastroesofagian se prezintă la medicul pneumolog pentru evaluare. Evident, ei nefiind cunoscuți sau neștiind să aibă o patologie de tip boală de reflux, însă au o simptomatologie foarte frecvent întâlnită la pacientul cu boală de reflux, pentru care pacienții se prezintă la pneumolog. Ei bine, această simptomatologie foarte frecvent întâlnită la pacientul cu boală de reflux, da? Pentru care ei se prezintă la medicul pneumolog, este tusea. Da? Foarte mulți pacienți se prezintă la medicul pneumolog pentru că tușesc. Însă, în realitate, da? Afecțiunea de care suferă acești pacienți nu este una respiratorie, ci este una de tip digestiv, în sensul că acești pacienți au boală de reflux. Înainte de a discuta un pic despre legătura dintre boala de reflux gastroesofagian și bolile respiratorii sau tuse, o să vreau să vă spun câteva lucruri despre boala de reflux gastroesofagian. Mai exact ce înseamnă ea. Esofagul este un conduct, da, prin care alimentele ajung de la nivelul cavității bucale în stomac. Deci, repet, esofagul este un organ, un tub, dacă vreți, un organ care conduce alimentele de la nivelul cavității bucale până la nivelul stomacului. La juncțiunea dintre esofag și stomac sau la trecerea dintre esofag și stomac se află un sfincter muscular care în mod normal permite trecerea alimentelor și lichidelor de la nivelul esofagului la nivelul stomacului. Da? Stomacul fiind practic locul de depozitare a mâncării, a alimentelor pe care noi le mâncăm. Iar acest sfincter are rolul de a împiedica ca conținutul gastric să se întoarcă la nivelul esofagului. Ei bine, în anumite condiții patologice, evident, acest sfincter esogastric nu mai funcționează corespunzător. Așa că o parte din conținutul gastric migrează pe traiectul, pe lumenul esofagului, ajungând uneori la nivelul faringelui și implicit al laringelui, ei bine, iritând mucoasa de la nivelul esofagului, de la nivelul laringelui, de la nivelul faringelui și, uite așa, pacientul ajunge să tușească datorită acestei disfuncționalități de la nivelul sfincterului esogastric. Care este simptomatologia pe care pacienții ar trebui să o aibă ca să li se pună diagnosticul de boală de reflux sau, mă rog, pentru care medicul să se gândească că e posibil ca pacientul să aibă boală de reflux? Majoritatea pacienților cu boală de reflux au două simptome foarte, foarte importante. Una dintre aceste simptome sunt arsurile retrosternale, da? Sau durerile în capul pieptului, cum le mai numesc unii pacienți, sau dacă vreți așa cum numim noi această simptomatologie în mediul academic sau în lumea medicală, pirozis. Deci o simptomatologie foarte frecventă în boala de reflux pe care pacienții o reclamă este această arsură retrosternală sau durere în capul pieptului sau pirozis, așa cum îi spunem noi medici. Da, și o a doua simptomatologie foarte, foarte frecventă la pacienții cu boala de reflux este regurgitația, adică întoarcerea alimentelor de la nivelul stomacului în cavitatea bucală. Da? Regurgitație pe care pacientul o resimte. Deci aceste două simptome
dacă pacienții le au de 2 ori pe săptămână sau de cel puțin 2 ori pe săptămână, atunci medicul poate să se gândească foarte, foarte serios la o boală de reflux. Repet, cele 2 simptome foarte frecvente întâlnite în boala de reflux sau la pacienții cu boală de reflux sunt durerile retrosternale sau arsurile retrosternale sau durerea în capul pieptului sau pirozisul, dacă vreți, și regurgitațiile alimentare, lichidiene și alimentare. Bun, aș vrea să mai subliniez un lucru și anume că există foarte, foarte mulți pacienți care au boală de reflux, dar ei sunt complet asimptomatici. Da? Există și această categorie de pacienți și atunci ei se prezintă la medicul pneumolog pentru că tușesc. În special, tusea este prezentă noaptea și în prima parte a zilei, adică dimineața. Este o tuse uscată, iritativă, fără să fie însoțită de expectorație. Și atunci când chestionez pacientul privitor la simptomatologia unei eventuale boli de reflux, constați că pacientul neagă existența acestei simptomatologii. Însă asta nu înseamnă că pacientul nu are boală de reflux. Și iată cum o boală digestivă netratată sau nediagnosticată poate să dea o simptomatologie respiratorie și anume tuse, pentru care pacientul se prezintă evident la medicul pneumolog. Însă soluția este sau rezolvarea se găsește la medicul gastroenterolog. Mai există o altă categorie, să zicem așa, de afecțiune digestivă care este frecvent însoțită de boala de reflux și anume hernia hiatală. Ei bine, hernia hiatală înseamnă că o parte din stomac sau o mică parte din porțiunea superioară a stomacului sau din corpul stomacului migrează prin orificiul diafragmatic al mușchiului diafragmatic pe unde esofagul trece către cavitatea abdominală. Da? Deci dacă vreți, locul pe unde esofagul trece sau traversează diafragmul pentru a se continua cu stomacul, acest orificiu în anumite condiții patologice se lărgește și permite ca o parte din stomac, da, din porțiunea superioară sau din corpul stomacului, să migreze deasupra mușchiului diafragm. Și dacă vreți, vom avea deasupra diafragmului o mică pungă de stomac sau o mică porțiune din stomac. Ei bine, această mică pungă sau această mică zonă a stomacului care migrează din cavitatea abdominală prin orificiul de la nivelul mușchiului diafragm în cavitatea toracică va conține evident ceea ce pacientul mănâncă. Asta înseamnă că foarte multe alimente pe care pacientul le mănâncă vor merge în cavitatea, vor merge în stomac care a rămas localizat în cavitatea abdominală, însă va rămâne și o mică cantitate de alimente în această pungă formată din stomac, da? Localizată deasupra diafragmului. Ei bine, când pacientul trece din poziție verticală, adică din poziția din stat în picioare, în poziție orizontală, când se întinde în pat sau când se culcă, ei bine, în anumite condiții patologice pentru pacienții cu boală de reflux, da? Cât și pentru pacienții cu hernie hiatală, alimentele și conținutul gastric migrează de la nivelul stomacului și de la nivelul acestei pungi hiatale la nivelul esofagului, la nivelul laringelui faringelui, iritând mucoasa din această zonă și dând pacientului tuse. Hai să vedem care sunt factorii de risc care favorizează apariția bolii de reflux. Păi, în primul rând, consumul de alcool. Ne place sau nu ne place, consumul de alcool favorizează boala de reflux. Fumatul, poate că nu vă așteptați, însă fumatul are un rol major în apariția bolii de reflux. O altă condiție patologică care contribuie semnificativ atât la boala de reflux cât și la apariția herniei hiatale este obezitatea. Da? Kilogramele în plus favorizează boala de reflux, favorizează apariția herniei hiatale. Ei bine, un procent important din pacienții sau din populația supraponderală sau obeză are o hernie hiatală, mai mare sau mai mică, mai mult sau mai puțin simptomatică. O altă condiție
care favorizează boala de reflux și hernia hiatală este sarcina. Dar aici este un caz particular. O altă condiție care favorizează boala de reflux o reprezintă mesele de seară copioase, atunci când mâncăm până nu mai putem. Da? Și mulți dintre noi am experimentat apariția simptomatologiei specifice bolii de reflux, și anume arsurile retrosternale sau durerile în capul pieptului sau pirozisul, plus regurgitațiile alimentare. Toți le-am simțit la scurtă vreme după o masă foarte, foarte copioasă, mai ales dacă a fost, să zicem așa, o dată și cu băuturi carbogazoase, în sensul de apă minerală sau sucuri cu bule sau carbogazoase sau cum vrei să le spuneți. O altă categorie foarte, foarte importantă de pacienți care fac boală de reflux sau care sunt predispuși să aibă boală de reflux o reprezintă pacienții care consumă medicamente sedative, anxiolitice, antidepresive și așa mai departe. Bun, am lămurit ce înseamnă boala de reflux, am lămurit cum se manifestă ea cel mai frecvent. Hai să vedem care este și legătura dintre boala de reflux și patologia respiratorie. Așa cum v-am spus, conținutul alimentar se întoarce la nivelul esofagului și ajunge până la nivelul faringelui și laringelui, iritând toată această mucoasă, da? Mai ales când pacientul trece din poziție verticală, da? Adică din poziția în picioare, în poziție culcată. De ce manifestările bolii de reflux sunt mai puțin, să zicem așa, simptomatice în poziție verticală, când pacientul stă în picioare? De ce? Forța gravitațională face ca conținutul gastric să își urmeze cursul firesc către duodenul digestiv și așa mai departe. Însă în momentul în care pacientul se pune în poziție orizontală, ei bine, gravitația nu prea mai funcționează. Iar dacă pacientul este supraponderal sau obez, da, sau consumă sedative, sau fumător, sau consumator de alcool, sau vorbim despre o patologie, despre o sarcină, da, în cazul unei doamne, presiunea crescută intraabdominală, da, pentru pacientul supraponderal sau pentru femeia însărcinată, da, și relaxarea musculaturii generale dată de consumul de alcool, de sedative și așa mai departe, da, contribuie la o etanșietate mult mai scăzută, da, mult mai scăzută a sfincterului esogastric. Prin urmare, rolul acestui sfincter este mult diminuat în momentul în care ne aflăm într-o situație patologică menționată anterior, și atunci acest sfincter nu mai închide suficient de bine și permite ca o parte din conținutul gastric să migreze către esofag și către zona superioară, faringe, laringe și așa mai departe. Și uite așa, un pacient fără să fie cunoscut cu boală de reflux sau cunoscut cu boală de reflux și insuficient tratat, începe să aibă manifestări respiratorii. Bun. Și în cadrul manifestărilor respiratorii care se manifestă prin tuse, pentru că ăsta este principalul simptom al pacientului cu boală de reflux și afectare respiratorie, da? Vorbim despre tuse seacă, tuse iritativă, predominant noaptea și în prima parte a zilei sau dimineața la trezire. Da? Iată că avem trei patologii foarte frecvent întâlnite, da, în secțiile de pneumologie și în cabinetele de pneumologie, care sunt secundare bolii de reflux. Prima patologie foarte frecvent întâlnită este patologia astmatică, da? Vorbim despre manifestări pseudoastmatice sau manifestări astmatice induse de boala de reflux. Cu toții știm că astmul bronșic este o boală inflamatorie cu predominanță alergică.
însă există un procent important de pacienți care au astm sau manifestări pseudoastmatice datorită bolii de reflux. Ei, la această categorie de pacienți degeaba le dai tratament astmatic, pentru că beneficiul va fi unul destul de modest dacă nu tratezi cauza pentru care ei fac aceste manifestări astmatice sau pseudoastmatice. Prin urmare, este foarte important ca medicul pneumolog, când diagnostichează un pacient cu astm bronșic, să stabilească dacă vorbim de o formă de astm alergic sau vorbim despre o componentă digestivă sau altă componentă. De ce? Pentru că se impune ca să acționăm și acolo. Bun. O altă patologie foarte importantă și care se găsește, să zicem așa, nu foarte frecvent la pacientul cu boală de reflux, însă este, nici nu știu cum să-i spun, se întâlnește, apare la pacientul cu boală de reflux, fibroza pulmonară, da? Că tuturor ne este frică de fibroza pulmonară în contextul ultimilor 2 ani. Ei bine, la pacienții intens simptomatici, cu o boală de reflux destul de agresivă, care trenează de foarte mult timp și care nu a fost tratată, da? Ea poate să dea în timp fibroză pulmonară. Și când vorbim de fibroză pulmonară, aici putem să dezbatem foarte mult subiectul, că putem să vorbim despre o formă incipientă sau o formă mai avansată. Și aici recunosc că am văzut câteva cazuri de fibroză pulmonară secundară bolii de reflux. Ei bine, la această categorie de pacienți nu este indicat sau nu ai indicație să tratezi fibroza pulmonară în sensul de a da pacientului tratament antifibrotic, ci pacientul are recomandarea de a rezolva în sensul de a trata boala de reflux sub toate formele ei. Și o altă patologie foarte, 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 foarte frecvent întâlnită, dacă vreți, drama pneumologului, și anume tusea cronică. Pacientul care tușește de foarte, foarte multă vreme, care a fost pe la 100 de medici, a luat 100 de medicamente antitusive, însă tusea nu a cunoscut nicio ameliorare. Ei bine, la această categorie de pacienți trebuie avut în vedere și substratul bolii de reflux. De ce? În momentul în care pacientul este diagnosticat cu boală de reflux și se exclud alte patologii respiratorii pentru care pacientul e posibil să tușească, odată cu începerea tratamentului anti-reflux, da? Odată cu tratarea bolii de reflux și cu menținerea unor condiții, să zicem așa, nemedicamentoase din punct de vedere alimentar, adică menținerea unei rigori alimentare, pacientul va scăpa de tuse. Diagnosticul bolii de reflux nu este unul foarte greu, iar tratamentul este destul de facil și la îndemâna oricui. Ce înseamnă sau care sunt etapele de diagnostic? În primul rând, pacientul se duce la un medic gastroenterolog. Medicul gastroenterolog va avea o mică discuție cu pacientul, va încerca să identifice elementele anamnestice care îl supără pe pacient și care sunt compatibile cu boala de reflux, apoi poate să recomande câteva investigații. Una dintre investigații este endoscopia digestivă superioară. O altă investigație este măsurarea pH-ului esofagian. O altă investigație o reprezintă manometria esofagiană. Și mai există, dacă vreți așa, radiografia esogastrică sau tranzitul baritat. Nu este obligatoriu ca pacientul să parcurgă toate aceste etape pentru a se pune diagnosticul de boală de reflux. De foarte multe ori este suficientă doar identificarea anamnestică a simptomatologiei de arsuri retrostenale sau dureri retrostenale sau dureri în capul pieptului sau pirozis, cum ne place nouă medicilor să spunem, și a identificării regurgitațiilor alimentare pe care pacientul le recunoaște cu o frecvență mai mare de 2 pe săptămână. Ei bine, cam astea ar fi etapele de diagnostic, însă din punct de vedere al tratamentului lucrurile stau relativ simplu și se duc sau se îndreaptă în două direcții. Prima direcție este o atitudine terapeutică nemedicamentoasă și a doua direcție este o atitudine terapeutică medicamentoasă. Ce înseamnă prima direcție și anume atitudinea terapeutică nemedicamentoasă? Înseamnă
respectarea unor principii alimentare, da? Cum ar fi evitarea consumului de alcool, evitarea fumatului, scăderea ponderală, da? Evitarea pe cât se poate, dacă se poate, a medicamentelor sedative, evitarea mesilor copioase, evitarea meselor mai târziu de ora 18 seara, evitarea întinderii în pat timp de 45 de minute, o oră după, după mese, mai ales după masa de seară. Se vor evita mâncărurile picante, mâncărurile foarte condimentate, evita băuturile carbogazoase și așa mai departe. Deci boala de reflux implică două direcții. O direcție medicamentoasă și o direcție nemedicamentoasă. Da? Despre direcția nemedicamentoasă am menționat câteva lucruri și anume un pic de rigoare în ceea ce înseamnă alimentație și în ceea ce înseamnă grijă asupra consumului de băuturi carbogazoase. Și o atitudine medicamentoasă care implică administrarea de tratament antiacid, de administrare de tratament anti-H2, de administrare de inhibitor de pompă de proton și așa mai departe. Deci, atunci când tușiți, aveți în vedere dacă pe lângă tusea dumneavoastră mai aveți și manifestări sau alte manifestări extra-respiratorii, cum ar fi, de exemplu, simptomatologia menționată ca fiind compatibilă cu boala de reflux. Până la următoarea întâlnire, vă rog, dacă aveți întrebări, dacă aveți comentarii, dacă aveți aprecieri, dacă aveți critici, să mi le transmiteți printr-un comentariu, iar eu încerc să vă răspund în limita timpului disponibil. Până la următorul episod și până la următoarea noastră întâlnire pe această cale, vă doresc sănătate și să auzim doar de bine.